Păi vă salut, distinși consumatori de daily vlog, eu nici ce ne. În daily vlog-ul de astăzi mutăm toate cele de pe biroul ăsta, pe biroul ăla, și o să vedeți cum arată setup-ul meu de muncă. Mai întâi de toate, țineți minte, când mutați chestii într-o parte în alta, întotdeauna trebuie să rezolvați cu cablurile, cu prizele, care atunci când muți chestiile, să aibă unde să se introducă acele chestii. Deci... trebuie să facem țină ordine, disciplină sub birou, trebuie să montăm aceste chestii ajutătoare pentru cable management. Da, să înceapă treaba. Șeful stă acolo, doarme. Astea trebuie să vină sub birou, dar nu aici, acolo în spate. Ce bine că avem birou, nu e retractabil, birou ridicabil. Și avem acces mai ușor sub el. Mie hârtia mi arată că trebuie să stea invers chestia asta, dar mi se pare logic să stea așa. Ca eu din partea asta de unde lucrez să văd așa, nu căblăraiele, nu? Deci eu o să o pun. Deci am rezolvat cât de cât aici cu cable managementul, cred. Nu am văzut bine, nu. 1, 2. Așa. La final de tot va exista un singur cablu care va atârna, dar nu va atârna, că o să punem niște chestii pe aici. Restul astea de aici vor fi sus. Nu se vor vedea. Cred că fac treaba bună chestia asta. E timpul să iau toate alea de pe birou și să le pun aici. 1. Am două preseturi și încă nu pot să le țin minte. Să fiu nervit dacă știu de unde să încep. Trebuie să scot toate chestiile astea. Și nu știu de unde să încep. Atât de multe tâmpenii am. Așa îți dai seama. Când faci niște modificări, atunci îți dai seama cât de multe căcătoare. Eu sunt filmat acum, nu de Ionesca, ci de o persoană misterioasă pe care o să o cunoașteți la un moment dat. Începem cu laptop. Gata. Nasul. Trebuie să scot toate din priză. Cred că trebuie să cronometrez cât îmi ia toată chestia asta. Shit. Am mutat monitoarele, fiți atenți. Da, o să doreze ceva să rezolvăm pe parte de cable management aici, nebunia. Da, literalmente ce a fost mai greu a trecut, adică chiar a fost super greu de creat. Încă eu am cele două monitoare pe un băraț de ăsta, metalic, și e destul de incomod. Dar n-am descurcat. Asta este hardul meu extern, 18 tera. Aici am eu toate materialele care contează. Eu cum mă chinui să bag toate astea în priză. Opa! Multă căblăraie, frate. Multă căblăraie. Scoate-mi la cap, nu ai probleme. O, ai problemă de război. Ca să inaugurez cum se cuvine nouul meu birou, mi-am luat încărcător de telefon, de ceas și de AirPods pe care să-l desac acum. L-am găsit pe Amazon. Ce face asta, mă? Nu, mă. Sau nu? Doi aia, da? Asta e, ok, trebuie. Am zis și o să... Știi cum e? Când te duci la discotecă, să ai ceva nou pe tine. Când te prinde nou an, să ai ceva nou pe tine. Și mi-am luat întâlnirea asta. Se numește așa, dacă vrei să... Native Union. Native Union. DrawPixel Wireless Charger. Asta ca să nu mă luați cu link-uri, cu chestii, să vă zic, să vă alea. Găsiți voi, vă descurcați. Ia să vedem. Așa, uite cum vine. Bam, bam. Și e frumos și pentru ceas. Ce mișto e, din șiret cablul ăsta, așa, e din textil. Este un încărcător șiret. Băduns. Deci, fiți atenți. Magie!
mergi ceasul, că până acum pentru ceas aveam un cablu de la cablul lui normal, lung, așa, și stătea ca naiba acolo, se vedea urât. A, uite ce frumos. Șap. Totul frumos la îndemână. Ta-ta, ta-da, ta-na-na-na. Ia, chestia e că nu mai loc de laptop acum pe birou. Oricum eu nu-l prea foloseam așa din punct de vedere altării la ecran. Cred că o să stai așa pe birou, știi? Yeah. Boxele astea sunt foarte mari. Dacă era Georgian aici îmi zicea, te-a mâncat în păr, Mariane, să muți birou, stătea foarte bine acolo. Distinși consumatori de vloguri, Ionis Cine, acesta este noul meu birou. Așa arată, minimalist, curat. Singura chestie pe care trebuie să, să văd ce pot să mai fac e vis-a-vis de laptopul ăsta. Și pe departe nu mă deranjez că stă acolo. Dar stătea atât de bine pe standul ăla. Ne mai gândim. Oricum, o să fac la un moment dat un clip cu chestiile pe care le am eu pe birou, să-mi scrieți în comentarii dacă vreți, dacă vă interesează. Ce monitor, ce, de unde sunt toate chestiile astea, cum le folosesc eu, dacă sunt utile și de ce sunt utile. Dar scrieți în comentarii dacă vreți. Eu mă gândeam să-l fac pe canalul principal, acest clip. Dar până una alta, ăsta e birou. Mulțumesc cameramanului misterios. Crăciun fericit și ne vedem mâine cu un nou vlog, desigur. Distinși consumatori, fix înainte să încheiem acest vlog, vreau să vă întreb o chestie. Dar sincer, să scrieți în comentarii, sincer, sincer. Vi se pare că acest clip a fost editat de mine sau de altcineva? Întreb asta pentru că n-a fost editat de mine. Este primul meu clip ever, ever pe care l-am pus pe canalele mele, pe unul dintre canalele mele. Clip care nu este editat de mânuțele mele, este editat de mânuțele altcuiva. Aceleași persoane care m-a și filmat în vlogul ăsta. Asta pentru că am zis că am nevoie de ajutor și am găsit pe cineva. Dar îl lăsăm puțin așa să se obișnuiască, să nu punem imediat camera. Este fix aici lângă mine. E ușor stânjenit în momentul de față. Îl lăsăm puțin așa să se obișnuiască cu ecosistemul marician și o să mă obișnuiesc cu el. Dar mie mi se pare că a editat acest clip fix cum îl editez eu. Dar sunt curios dacă vouă din exterior vi s-a părut diferit. Pe scurt, vă dați seama că am foarte multe canale, ați văzut deja, și e timpul să mă ajute niște oameni și am apelat la acest individ, care este foarte șmecher, din punctul meu de vedere, și de asta sunt curios dacă voi ați observat o schimbare în editul acestui clip. Nu e un edit extraordinar, că nu am făcut ceva, no offense, dar de obicei vlogurile mele nu sunt editate, astea, cel puțin astea pe canalul de daily, nu sunt editate fizică cuantică. Tocmai de asta am nevoie de cineva care să mă ajute pe tema asta și sunt convins că în viitor își va aduce aportul inclusiv aici acest individ. Dar sunt curios dacă ați simțit o diferență. Am luat o arăzna, Crăciun fericit, ne vedem mâine cu un nou vlog. Mulțumesc frumos!